Thank you.
Black Orchid au fost făcute 1000 de bucăți. Sunt în cristal lalic și au fost oferite cadou tuturor reprezentanților Estée Lauder care lucrează sau importă Tom Ford. Din fericire pentru noi, unul din reprezentanții Estée Lauder ne-a oferit această sticlă cadou. Deci este o mică mini colecție, o mică serie de ediții limitate de la Maison Francis Kurkdjian. Sunt din colecția proprie a lui Francis. Un autograf pe o sticlă de Aqua Celestia. E oferit autograful de Francis la lansarea Aqua Celestia în România, unde a fost prezent. Sunt sticlele Mitsuko de la Guerlain. O parte din acestea sunt sticle noi, dar avem și o sticlă veche din 1919 în cristal baccarat. Aqua di Parma este o sticlă interesantă aceasta, pe care scrie Parma. Aqua di Parma nu se fabrică în Parma. Dar această ediție este o ediție limitată făcută chiar în Parma. Când reprezentanții Aqua di Parma au venit în România, au văzut mini colecția noastră și au fost foarte impresionați. La fel și proprietarul Isabei. A zis că aceste două sticle de Isabei, una este 1925, cealaltă 1926, nu le-a văzut niciodată în realitate. Sunt variante de Champs-Élysées. Concreta de la Molinard sunt arome solide. Pentru că nu mai există niciun fel de informații despre parfumurile românești, pentru că arhivele au fost distruse, putem afla de majoritatea parfumurilor românești doar din amintirile celor care le-au
achiziționat în anumite perioade. Așa că probabil mai au în casă sau tot așa colecționate sau păstrate, da, sticluțe mai vechi. Oameni mai în vârstă care spun, a, în anii 80 îl găseam nu știu unde, la parfumerie sau la tutungerie parfumul. Da, că pe vremea aceea știu că, în general, la tutungerie sau la magazinele de sine stătătoare astea pentru parfum erau... Erau comercializate, da. Nu făceau numai parfumuri, făceau chiar și alte produse, inclusiv detergenți sau săruri de baie, tablet, sub formă de tabletă. Văd aici și recipiente de loțiune pentru păr, săpun. Da. Șampoane. Faun, parcă făceau și șampon, da. Dacă mi-aduc bine aminte. Filmezi și după aia. Asta este un material, un practic este ca un album de rețete, o mini farmacopee, în care o farmacistă în vârstă a lăsat mai departe moștenire acest book unei alte farmaciste de la Lugoj. Datează din 1907. Se știe cu exactitate numele celui care a deținut? Nu. Nu știu numele. Aqua Dorelli și Bella. Încerc să descifrez scrisul. Inclusiv rețete de medicamente. Se poate și testa?
Asta este o rețetă din 1908. Mondor a fost refăcut la 100 de ani de la conferința de pace de la Paris și l-avem și noi în magazin. Cel mai vechi exponat. Da. Asta e cel mai vechi exponat al nostru, 1825. Apă de toaletă de la Casa Lubin. Deci cu cutia originală, cu tot. Sticla o am din România, iar cutia am o din India.
asta am găsit-o, am adus-o de afară, iar pe aceea am luat-o de la Iași. Sunt un fel de mini decantoare, practic, în care se țineau parfumurile. Sunt precursoarele Art Nouveau-ului. Și cam de când date sunt? 1921. Mai mult de 100 de ani. Asta. După moartea lui Prinz, familia a scos la vânzare mare parte din viața lui, să zic așa, din obiectele pe care îl bucuraseră în timpul vieții, printre care și o serie de sticle de parfum. E, acel Salvador Dalí din față este parfumul lui Prinz. De 4 mini parfumuri cu un săpun.
primele parfumuri au fost făcute în România, Bourjois, în perioada interbelică. Cele albastre. Pentru magazinul lui. Maison Francis Curgen. Și aici avem... Acolo este reclama originală din 1923, în care Regina Maria advertiza o parte din brandurile Aubigan. Un stilou făcut pentru, creat post-mortem pentru regele Mihai. Este o ediție limitată. Iar acest ceas este o ediție creată în 1918 bucăți, ca omagiu adus de compania Tissot centenarului României. Există o temperatură anume la care se păstrează exponatele? Trebuie să fie o zonă uscată. Fără umiditate, că umiditatea distruge tot. Da, și așa e. Aproape tot. Foarte interesant. Deci, practic, sunt plante folosite și în majoritatea parfumurilor. Da. Păi de asta a și ajuns aici la noi. De unde ca și adus? Exponat adițional, de la Oradea. Thank you.
Piesa din lemn este făcută manual. Ce reprezintă piesa? Este ca o... e o formă geometrică care reprezintă... Ceasul solar sau cum se numea... Provinciile istorice ale României, cred. Aici avem tot de la Cărun. E un cadou pe care Roman a ales președintele, fostul președinte al companiei Caron, că între timp săracul s-a prăpădit. Ni l-a făcut cadou la una din vizitele la Muzeul Parfumului. Documentarea lucrării, că vorbim de o lucrare. Aproape 3 ani. Cu mers în tot. Diverse locuri, luat tot ce e aici. Loșan Bleu de la Lubin, produs în România. Sticla, reclama. Ați reușit în cartea asta să cuprindeți toată colecția? Aș zice că toată istoria, nu toată colecția, toată istoria, da, istoria parfumeriei în România. Și dumneavoastră prin... Din România? Da. Asta... E luat din România, Guerlain nu l-are în colecție. Ion Minulescu cu autograful original, care a scris această poezie. Sărbători fericite, numai bine! Documente care există în colecție în momentul de față. Toate. Thank you.
nu numai parfumuri, chiar și bandă de lipit cutii. Și toată acea fabrică a fost pusă la pământ, după cum am aflat mai devreme. Exact. Începând cu 2001. Bună ziua! Thank you.